Dacă X, Y și Z sunt în această ordine termenii, trei termeni consecutive ai unei progresii aritmetice, deci luați în ordine asta, asta ce mai înseamnă? Că cel din mijloc este media aritmetică a celor doi din părți, da? Sau altfel spus, X plus Z egal cu 2Y, vedem. Astfel încât X, Y, Z este soluția sistemului care X minus 2Y plus 3Z egal cu 1, minus 2X plus 5Y plus Z egal cu M și Y plus 7Z egal cu N, o relație între M și N, da? Păi uite ce facem, peste tot pe unde văd Y, eu înlocuiesc cu X și Z, nu? Deci sistemul meu vine X minus 2Y, adică minus ăștia, minus X minus Z plus 3Z egal cu 1, minus 2X plus 5 ori Y, adică plus cine? Plus 5x plus 5z pe 2 plus z egal cu m și y, adică x plus z pe 2 plus 7z egal cu n. Trebuie să fie aceeași x și z, da? Ia uitați, din prima ce rezultă? 2z egal cu 1, z egal cu 1 pe 2, l-am aflat și acum îl înlocuiesc în asta. Și trebuie să-ți dea același x, da? Deci vine minus 2x plus 5x plus 5 pe 2 pe 2 plus 1 pe 2 egal cu m, x plus 1 pe 2, după aia le aduc la același tor, pe 2 plus 7z, adică plus 7 pe 2 egal cu n. Hai să le aduc la același tor, deci cu 2 cu 2, deci ce îmi dă? Minus 4x plus 5x plus 5 pe 2 plus 1 egal cu 2m, da? Ăsta tot așa cu 2 vine x plus 1 pe 2 plus 7 egal cu 2n, da? Adică, din prima, x egal cu cine? Ia uitați, 2m, ăștia cât fac? 7 pe 2. 2m minus 7 pe 2, din a doua x egal cu 2n, ăsta cât face? 14, 15. Minus 15 pe 2. 2n, da? Aici, 2n. Așa. De unde cum am același x? 2m minus 7 pe 2 egal cu 2n minus 15 pe 2. Ia, trecuți în aceeași parte, vine 2 pe lângă m minus n, este cine? Sau pot să pun ce aici? Plus 15 minus 7 face 8 pe 2 plus 4 plus 8 pe 2 plus 4 egal cu 0. O împar prin 2 și îmi dă m minus n plus 2 egal cu 0. Hai să vedem dacă o găsesc în forma asta sau m minus n plus 2 egal cu 0. Uite-l aici. Da? Asta e, da? M minus n, dacă îl trec dincolo, plus 2 egal cu 0. Deci răspuns corect D.